Omul cu valoare cunoști dintr-un minion. Omul cu valoare se vede din avion. Se vede, se vede de la depărtare. Are valoare de aia mare, mare, mare. Omul cu valoare cunoști dintr-un minion. Omul cu valoare se vede din avion. Se vede, se vede de la depărtare. Are valoare de aia mare, mare, mare. Namă, namă, la fata că noaptea. Namă, namă. Prieteni, acum am ajuns acasă. Uite, acum m-a sunat impecabil. Cum îi zice mă cătărige ăla? De pe tren. Nașu, Nașu, cu trenul. Da. Și zice că... Ce zice? Că fiecare zi ești numai la gară. Ce faci de când te duci la gară? Bună seara, prieteni. Ce tu zice, sora mea, prieteni? Acolo îmi pun o mașină. Acolo la gară? Da. Păi ce cauți la gară? Sunt destule parcări în orașul ăsta. Dă-i să mânc acolo lângă sobiță. Ia cu acolo cu ancoare se întoarcă din prima. A, nu din întoarcerea din trei mișcări. Păi poți să întorci la acolo. Cine se supăra, prieteni? De cine se supăra nașii? La noi aici, am parcări, de ce nu vi se întorci? Întorci la gară. Nu mă întoarcă, mă, Nașiule, altă mă. Ce? Ce ai zis, Nație? Bă, că nu mă înșeală cu altul. Aaaa, nu cred că face mătușa Dan așa ceva. Că de ce caută la gara, auzi, mamă? Păi pe fiecare zi la gara, toate vlogurile sunt de la gara. Dană, dacă te prindă, mă înșel, Dană. Ai de gând să fugi cu trenul. Să... Nu mai spun. Ce faci? Nu mai spun. Sparge cauciucurile la mașină. Nu mai. Vreți să-mi tai cauciucurile acum? Chiar că bucătarul vrea. Îți iau baterie, îți iau tot de pe mașină și să umbli pe jos. Veni mai înainte aici, ce crezi că te duc? Bă, ce căută asta în pădure, zice? Da, da, pe live. Cu cât te văzut odată în capătul străin, în parcare, tu pe aia la live-uri. De ce mai faci și live-uri pe unde ești? Vreau să-i arăt la prieteni pe unde sunt. Vreau să le arăt adevărul pe unde ne plimbăm și noi. Nu mai zic niciodată, că... Unde am vrut de să le arăt eu la prieteni. Dar pe unde, pe unde vă plimbați sau pe unde te plimbi? Eu mă duc, da. Mă împăduie după el de cu tacul. Pe acolo, pe acolo. Pe acolo. Da. Pe acolo. Da. Pe unde mă duceau eu cu duba după el. Da, pe unde ducea tata mierele alea pe acolo. Da, de acolo. Mierele alea. Dar nu te înșe calea ferată, dar îmi dau ceva. În coa, pe patea așa, da. De acolo o van nu iei nimic. Ce far bucătare, zici ceva. Te rog frumos, zici ceva lui Rastei că e doar... Nu, Dani, de la văzut filmarea și... Bucătarul îi frământ, a venit de la o logoană și n-a mâncat nici acum... Deci Nasi aici nu-i de vină. Ia dă-mă și mie o farfurie să-mi pun o țără de aia. Pui? Zămă de aia. O țără pe aftie. Deci Nasi aici nu-i de vină.
Ce a dat pe vlog și se vede la gară, la ieșire din Strehaia, am, după aceea în pădure. La gară la și la parcare. La pecul la leu am fost. Și ai mai fost acolo în... S-a speriat omul, dă-i seama. Și acum e castronul, de ce nu l-ai mâncat? Eu cred că mâncai de dimineață, Dan, atunci. Atunci am mâncat și eu. Cum a venit de la mâncat, de la mâncare, de la beutură? Bă, mâna, Jule, de atunci e Ifniuțe. Mă leu, mănâncă. Mătușe, da, asta ai încredere în mătușe. Am încredere, da. Am încredere. N-am zis că n-am încredere. Dar unde s-a pus ele? Voie cu lemne. N-are voie, mă. N-are voie cu lemne. Am umbrat cu găinile, nu, mama. Au, știi ce schemă face? Caută trufe de alea care scumpe, care se pun în mâncare. Poate prind pe cineva acolo. Pac, fac și o poză și se vede cu. E o șpagă, ceva, ceva, pac. Am înțeles care-i treaba. Mă rugă ce se întâmplă. Mi-a dat nici ce. Prea târziu ai luat acum permisul, când mă duceam eu pe acolo la barbă. Dar vă rog frumos să scrieți acolo în comentarii, Nasie a vrea să-mi spune că pe acolo mergea și el cu fetele. Da, vezi. Și acum tu te duci pe urmele lui. Se mă duc pe urmele lui și nu găsesc pe nimeni. Nu mai găsesc pe nimeni, eu nu sunt groasă, vreau să prind. Acolo fie acele, acolo fie acolo, Nașii. Acolo unde tu nu prinzi nimic, acolo unde sunt ăia de... Căștile. Nu căștile. Unde sunt de ăia de beton, ale mari, acolo, în stânga, total, te duci pe lângă calea ferată. În pătuie, păi da. Acolo, lângă fiară, da. Acolo. Atunci zi pe unde e locul, ca să prind pe unde sunt. E fric. E riscul acum. A, de acolo a ducea tată tot să vin cu vagoanele. Lasă, că o să vinem cu niște filmulețe și o să le pun pe un... Nu mai zic. Pe voi tu. Da, filmulețe cu care se duce, care pleacă de acolo, prinde toate figurile pe acolo. Bă, ce treabă ai că la ducul lumea ești activista? A, ești activista. Și da, cu pe el vreau să-l prind. Păi și la ce lege îl încadrez? La ce lege îl încadrez? Activista așa trebuie să fie legile. Articolul care trebuie, eu vreau să fiu un cineva cu acoperire, să văd toate mișcările, să le dau de gol, tot. Tot. Nasie încurcat-o. O să vorbesc bine cu poliția aia la noi aici. Să o ia și pe ea. Legitimația de aia sub acoperire. Da, agent 006. Poate că să le mai bine ca ai sifonul. Nu? Că tot aia. Da. Prieteni, eu am treabă cu Nase, știu că Nase a fost pe acolo de mult. Și acum eu, ia o dat trăcoale pe acolo și eu cu copilul, nu mă duc singură. A fost, dar nu mai, nu mai, gata. Nu mai zice că a fost. Nepotul meu are încredere în mine, eu nu mă duc singură, mă duc cu mama, mă duc cu copiii după mine. Da. Pe Maria vrea să fie șasă. Eu nu mă mai niciodată. Nu mai spune așa că ai multă lume, dușmană pe tine. Nu! Vrea să stea de șasă, Maria. Ai lumea dușmană, spune, uite, Dana, ce face. Da, uite, ce face. Să iubească. Da. Ele stau acasă. O, Dana, de care găinile ai dus lui mama? Am adus și tu de casă. Găinile le-a dus la iarba, nu se duc la iarbă pe acolo. Păi și ce găini ai dus? De 800 de grame? Bă, găini originale. De 7 kg. 7 kg. Din alea, din solide. Le-am plimbat și eu în portbagaj. Așa trebuie găinile să facă ouăle. Aduce acasă, fac ouă, iar. Mâine le pun apoi. Le pun în portbagaj, le prind până la gară, le adun apoi. Doamne, ferești. Doamne, da, să-l plimb găinile. În loc să-l plimb pe mamă ta, să te duci să-l plimb, să mai uite și ea de lăcază, îl plimb găinile. Nasie, am eu un dă la o cameră de aia care o pui aici, undeva în buzunar și auzi tot. Nasie, cred că te pui ceva în mașină. Se aude buz... Dă-i oglinda aia cu cameră, nașule, cum e de mine. Care are cameră? Am pus eu mai repede în mașină. Bă, ce să-mi prind ăștia mie? Bă, ce să mai auzi tu la mine când eu merg cu muzica la maxim?
Ce să oamenii mai auzi cu cine vorbesc, chiar cu cine... Zi, domnul bucătar, nu i-am pus semnul cameră în mașină, s-a avut tot difuzor, s-a avut tot ce face, cu cine vorbești? Dar am dat domnul cu găinile noaptea pe noaptea. Noaptea a văzut. La ora 12 noaptea. Avem să fie altceva. Nu să zici că îl urmărești pe el și cumva să ai tu rău. Nu mă duce găinile la cocoși. Vreți să nu iasă găinile, ai grijă. Duce găinile la cocoși. Mamă, zi, mamă. Ce tot zice oamenii ăștia, mamă? Da, tu ai găinile în mine. Mamă, ia de unde să știi dacă stă din șasă. Dacă ne aduc găinile. Mamă, n-a venit cu găinile la tine. Da, 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 cocoși. Cocoși era în mașină. Păcătine, ai dus în șasă. Da, unde ai zis părutul ăla? Ia uite, ia duce cinci, dar duce șasă. Da, i-am... Pe bune, eu dusei 6 găini. Auzi că mama sunt 5, a căzut una. Două le-am pus și noi alea două. Da, și cu 6 și cu 2 după. 7, 8, sunt 8 găini. 5 acum. Au 5, a pierdut o găină. Acum mă duie grijă cu diorul ăla. Cine-i de pe toaie pusă? El sigur am prumit. Păi nu ți-a adus Dana 6 și cu 2 de la noi? 8. Și sunt 7 acum. Înseamnă că a luat diorul la una. Bărie, nu mai sta. Taie câte 2 și dă-i bătaie. Da. Așa e. Că dă diorul în ele. Păcatul mi-a făcut cu rațele. Am dus 10 și 15 rațele. Da, așa, rațele. Am dus rațele ale mari. Mamă, nu-i nimic de ei. Mânele luăm și le ducem la... Aveam rațele, cum avea Dana alea. Și aveam 10 de alea, mari. Și facem cu pădure și le facem cu pădure. Prăpăt. Bravo, ce filmare o să facem acolo, mamă. Dar găinile la plimbare în pădure. Le plimbăm și le tăiem acolo și le pregătim în pădure. Să vedeți cum veniți și voi după noi acolo. Cum le punem pe bât și le frigem acolo pe bâte. De asta îți vezi cu găinile, ce faci? Mâine mă duc să le duc la gară înapoi. Da, unde le-am luat? Dar de ce la gară? De la gară le-am luat. Păi venit acolo, venit cu trenul. La care gară? Aia de lângă stadion sau aia din pădure? Au venit cu nașul, găinile, aaa, cu 20 de lei. Dacă Maria 10 lei iau de la naș. Maria, mama nu vrea găinile, că nu lasă nora să le pregătească, nu vrea găini. S-a supărat nora. Dar la care gară mergeți? Aia de lângă stadion sau aia din pădure? Aia de din pădure, acolo e. Mă așteptam că la gara aia... Nu-i bucătare, te rog frumos, să trăiască familia. De fiecare zi, pui câte două, tuci. Nu lasă că le duc înapoi, de unii le luăm de la gără. Marie, să dai și cu usturoi pe ele. Da, așa să-i... Da, stropești. Sau ți le bagi la cuptor. Sau le bagi la cuptor. Un ghil, lasă că mergi acolo, trebuie să le... Și de mult când ne tăia baba porumbii, tăia bunica mea. Și mâncam așa ca bunca. Mică, eu mâncam ciulămate cu guștuci. Ah, da, așa tăia bunica mea. Guguștuci, așa micuștuci. Și ne dădea bunica mea să mâncăm. Mai bine mâncai. Și acum nu mai. Bă, brăbiță am mâncat. Fetele nu mai vrea să mănâncă, că aia nu e bună, aia nu e bună. Da, da. Mă, mulți, stai mulți, zice, pire și de mine, papa. Prin de-a tătaie meu, cu mulicherul, prin de-a tătaie meu.